Bun găsit la o ediție specială de cealaltă Basarabie, sunt Leanca Grițcan. Iată ce veți urmări astăzi. Acestea vor fi sărbători adevărate, că sunt copiii. O să simțim și noi că e sărbătoare. Ce dacă mă privești, bunica? Din Paște deosebit, recunosc, o să fie alt gust și la cozonac, și la renumitele roșii. Perioada sărbătorilor pascale acasă este de fapt o sărbătoare dublă, atât pentru noi, cât și pentru ei, pentru că ne-au așteptat un an întreg și este un moment practic de dezghețare după o iarnă grea, singură și sumbră. În continuare, descoperiți povestea Tatianei Gamarț și a familiei sale. Împreună vom călători din Moldova până în Marea Britanie și înapoi, într-un tur emoționant al tradițiilor, valorilor și legăturilor familiale care transcend granițele geografice. Vă veți bucura de căldura și farmecul reuniunilor de familie în timpul sărbătorilor de Paște, momente pline de emoție și bucurie, în care fiecare revedere este o sărbătoare în sine. În această călătorie veți descoperi că legăturile de familie și valorile autentice sunt farurile ce îi ghidează pe cei dragi, indiferent de distanță și timpuri. Satul și orașul Charlottesville este cunoscut în mod special pentru că este localitatea natală a celui de-al treilea președinte american Thomas Jefferson. Din 2014 până în 2017, Tatiana Gamarț a fost o prezență remarcabilă în emisiunea Deșteptarea de la Jurnal TV, unde a adus o nouă perspectivă în jurnalismul moldovenesc. Ca reporter și jurnalist dedicat, ea a adus în fața telespectatorilor reportaje inovatoare care au captat atenția și au provocat gândirea critică. În Paris vom găsi peste tot turnul Eiffel în miniatură. Eu am optat pentru acest pandativ superb pe care îl port cu drag de câțiva ani. Acum 5 ani, Tatiana a hotărât să părăsească Republica Moldova. Decizia a fost însoțită de un amalgam de emoții și incertitudini, dar și de o doză mare de curaj și dorința de a explora noi orizonturi. În prezent, Tatiana este stabilită în Marea Britanie, unde și-a construit o viață și a întemeiat o familie și a explorat domenii necunoscute, îmbogățindu-și experiențele și cunoștințele în diverse domenii. De aproape 2 ani, Tatiana este studentă în Anglia, urmărindu-și pasiunea pentru învățare și dezvoltare personală. Cu toate acestea, în pofida distanței, nu a uitat niciodată rădăcinile sale și legăturile cu cei dragi de acasă, din Moldova. De aceea, de sărbătorile pascale, Tatiana, împreună cu soțul ei și copilul lor, au decis să revină acasă pentru a fi alături de familie și prieteni. Tatiana, bine te-am găsit în Republica Moldova! Bine v-am găsit noi pe voi, Leanca. Cu mare drag suntem aici alături de voi și da, suntem aici și ne bucurăm. Sunt 5 ani de când ai pus cumva pe pauză, dacă pot să zic așa, tot ce e legat de televiziune. Cum s-a întâmplat asta? A fost o etapă din viață la care eu am ajuns treptat. Era timpul pentru o schimbare și decizia de a pleca din Moldova a venit la un moment potrivit în care eu eram destul de coaptă și destul de pregătită pentru această schimbare, care venea mai mult cu o tentă de a crea un viitor altfel, de a-mi crea o familie și alegerea a fost făcută atunci. Am renunțat la ceea ce am construit cu drag în domeniul jurnalismului și al televiziunii și am plecat spre alte țări pentru a căuta un alt viitor, pe care cred că deja l-am găsit și îl trăiesc acum. Am o familie întemeiată, un copil născut în regatul unit al Marii Britanii și ne trăim prezentul și ne bucurăm de el acolo.
Această întoarcere aduce nu doar bucuria revederii și reuniunii, ci și dorința profundă de a păstra și întări legăturile cu tradițiile și valorile dragi din Moldova. Și asta pentru că în Marea Britanie există foarte puține sărbători care să reflecte tradițiile și rădăcinile culturale, așa cum se întâmplă acasă. De regulă, nu prea ne adunăm în număr mare, pentru că asta este cea mai mare provocare pentru comunitatea noastră mică de acolo. Este foarte greu să aduni multă lume împreună, luând în calcul faptul că fiecare are program diferit de muncă și atunci când au timp liber, fiecare preferă să facă ceva în folosul familiei proprii. De altfel, bineînțeles, dacă ne prind sărbătorile noastre acolo, cum ar fi Crăciunul, cum ar fi Paștele și așa, toată lumea încearcă în grupuri cât de restrânse posibil să se adune împreună și să aducă măcar ceva din obiceiurile de aici, acolo, în comunități restrânse și în grupuri mici. Hai să reamintim cumva telespectatorilor ce făcea Tatiana Gamarț la Jurnal TV. Tatiana Gamarț la Jurnal TV a început de la a fi asistent de producător, adică de foarte jos, apoi a urcat către meseria super interesantă și activă de reporter, iar apoi a fost promovată în calitate de editor de texte. Acesta a fost și ultimul job al meu la Jurnal, pe care de altfel l-am îndrăgit cel mai mult, deși era un job static, mi-a dus foarte multe experiențe în ceea ce privește cooperarea și colaborarea cu echipa, cu redacția, cu ai mei colegi, ceea ce mi-a rămas cel mai mult, probabil, în memorie. Anii de muncă la Jurnal TV au fost pentru Tatiana o experiență de neuitat, marcând o perioadă importantă în cariera sa jurnalistică. Aici și-a dezvoltat abilitățile și și-a consolidat pasiunea pentru storytelling, aducând în atenția publicului subiecte importante. Tatiana de la Jurnal era o tânără, neliniștită, superactivă, care mânca o dată în zi și care nu dormea nopțile, care scria non-stop, care mereu era cu ochii în telefon sau în laptop. Da, acum când povestesc, îmi dau seama că a trecut ceva timp de atunci și că s-au schimbat extrem de multe. Zi-mi ce a însemnat pentru tine perioada asta în care te trezeai diminețile și le petreceai la Jurnal TV? Diminețile au fost cel mai mare dușman al meu, pentru că eu sunt de fapt un om mai mult nocturn, eu scriam nopțile și pentru mine trezitul de dimineață era o provocare absolută. Dar probabil elanul și entuziasmul cu care îmi făceam munca prevalau asupra acestui program matinal și o făceam cu mare drag, o făceam din plăcere pentru munca pe care o făceam și mai ales din dedicație. Totuși, acum 5 ani, alegerile Tatianei i-au pavat drumul spre Marea Britanie, unde a început o nouă etapă în viață. A fost, de fapt, o coincidență. Aș putea spune că Marea Britanie ne-a ales pe noi mai mult decât noi am ales Marea Britanie. Ziceam mai devreme că a fost o etapă în viața mea în care eu eram pregătită pentru o schimbare. Știam sigur că vreau să plec din țară, pentru că petrecusem deja, încercasem să-mi construiesc o carieră aici, să avansez în direcția pe care mi-o doream, însă nu mi-a reușit asta atunci, la acea etapă. Și am hotărât să fac schimbarea radicală de a pleca din țară. Am plecat inițial într-un proiect extrem de interesant în Germania și el nu a durat atât cât aș fi așteptat eu să dureze, a durat doar jumătate de an și revenind de acolo eram mai mult decât sigură că trebuie să-mi caut alte orizonturi spre care vreau să merg. Și Marea Britanie a fost sugestia unor rude care erau stabilite acolo și munceau într-un aeroport din suburbia Londrei și mi-au oferit posibilitatea de a merge și a aplica acolo pentru un job, ceea ce am făcut. În Marea Britanie nu sunt tradiții similare celor din Moldova, însă există o sărbătoare specifică care le amintește de tradițiile de acasă.
întâmplă o dată în an la Paștele englez. Atunci vin copiii, se întâmplă reuniuni de familie, cum e și în țara noastră, doar că în cazul Marii Britanii, cel puțin, nu este atât de festiv, nu este atât atmosferă de sărbătoare și nu este atât de colorat și de impresionant precum este la noi. Noi ne adunăm în grupuri mari, noi mergem la picnicuri, noi mergem la natură, noi mergem la biserici. Pentru ei Paștele înseamnă o adunare de familie și un, în cel mai bun caz, o cină împreună și cam asta e tot. Tatiana și familia sa au ajuns în Marea Britanie și în virtutea unor circumstanțe care nu au fost neapărat o alegere a tinerilor. Unele decizii au fost mai mult nevoia de a răspunde la oportunitățile și provocările din viața lor. Au fost niște circumstanțe care ne-au adus acolo, nu atât o alegere exactă pe care am stat să o iau la o ceașcă de cafea, să o gândesc, să o întorc pe toate părțile și să o aprob într-un final. Primul meu job în Marea Britanie a fost, așa cum am zis, într-o agenție de recrutare a forței de muncă pentru posturi de muncă de la aeroportul din suburbia Londrei, se numește Gatwick. Iar apoi am hotărât să ne mutăm împreună cu actualul meu soț, ceea ce a presupus pentru mine o mutare din suburbia Londrei în, un pic mai la nord, în orașul în care locuim acum. Și asta a venit la pachet cu un nou job. În Marea Britanie, Tatiana și-a întemeiat o familie fericită, iar odată cu ea și bucuria unui nou cămin. Cu partenerul său de viață, au construit împreună o punte între trecutul lor moldovenesc și prezentul britanic. Ok, cu Tatiana noi ne cunoaștem de mici, da? Noi suntem dintr-un sat, spunem așa. Eu venim la bunie aici, ea era pe aici alerga. Ok, ne cunoaștem de atunci, după aia a fost să fie să ne vedem peste mulți, mulți ani. Întâmplător ne-am întâlnit undeva și ok, un suc, un ceai și uite așa am ajuns împreună în Anglia. Au creat o familie și și-au dezvoltat personalitățile. În această țară, Tatiana s-a aventurat în necunoscut, îmbrățișând oportunități noi și un job pe care l-a descoperit pe parcursul călătoriei sale. Această schimbare a fost un pas curajos în căutarea creșterii personale și profesionale într-un mediu complet diferit. A fost jobul meu de bază, aș putea spune, în Marea Britanie. Am fost operator pentru cea mai mare companie de transport din Londra, așa se numește Transport for London sau prescurtat TFL. Ce făceam eu? Procesam rambursări pe cardurile contactless pe care le foloseau pasagerii atunci când călătoreau în Londra, folosind toate mijloacele de transport pe care le include această mare rețea, asta fiind metroul, trenurile care circulă la suprafață, autobusele și mai sunt și trenurile astea inteligente care merg fără conducător, se numesc DLR. Experiența de a se aventura spre necunoscut în Marea Britanie i-a adus Tatianei lecții importante și învățăminte neprețuite. Deci ce făceam eu? Vorbeam în timp real cu acești pasageri călători care, din nefericire, au avut experiența să plătească mai mult pentru o călătorie din punctul A în punctul B și să evaluez toate tranzacțiile care au fost făcute pe cardurile lor, să calculez prețul corect pe care trebuia să-l plătească pentru călătoria lor și să le întorc în formă de rambursare diferența sau surplusul pe care l-au plătit. Asta a fost o muncă în care eu m-am aruncat, aș putea spune, fără ca să fiu pregătită pentru ea, pe parcurs, deja făcând-o, pentru că fiecare zi însemna să vorbesc cu oameni diferiți care au avut experiențe absolut necunoscute pentru mine, pentru că vă dați foarte bine seama, în 2 ani de zile nu am reușit să învăț foarte bine Londra, infrastructura și așa, și chestii din astea general importante.
dar a trebuit să învăț din mers și atunci unde nu știam, a trebuit să învăț să recunosc că nu știu și să cer ajutor. Ori asta a fost o lecție extrem de importantă pe care eu a trebuit să o învăț în cadrul acestei, performând acest job, această muncă. În această țară a venit pe lume și primul lor copil, aducând o nouă rază de lumină și bucurie în viața lor. Nașterea copilului în Marea Britanie a fost un moment de mare emoție și împlinire, marcând un nou capitol în povestea lor de familie. Apoi a venit pe lume copilul nostru și a trebuit să bată în retragere de la jobul respectiv la care țineam foarte mult. Dar pentru că nu pot sta locului și nu pot, nu-mi imaginez probabil viața fără o activitate, am hotărât să aplic și la o facultate acolo în Marea Britanie și acum sunt studentă. În prezent este mai complicat să se adune toată familia la o masă. Din cei 3 copii care locuiau odată alături de părinți, acum doar sora Tatianei este în Moldova, pe când fratele e în Franța, iar Tatiana în Marea Britanie. Dispersia geografică aduce cu sine provocări în organizarea reuniunilor de familie și face ca momentele petrecute împreună să fie mai rare, dar extrem de prețioase. Se întâmplă destul de rar, mai ales luând în calcul faptul că noi mai avem un frate care este stabilit de peste 15 ani în Franța. 20 ani noi stai. 20. 24. Mă corectează maică-mea pentru că ea îi numără pe fiecare și cred că fiecare an petrecut de fratele nostru în afara țării a însemnat pentru mama noastră un alt mănunchi de fire albe în păr. Și luând în calcul faptul că el este stabilit acolo, ne întâlnim destul de rar în componență de plină. Ultima oară nu mai amintesc când a fost, dar de regulă venim unii la alții, mergem noi în Paris, apoi ei vin în Moldova, apoi ceilalți vin în Anglia. Sunt un fel de întâlniri în cruciș și mai rar împreună la o masă. Primul membru al familiei Tatianei care a luat decizia de a pleca peste hotare a fost fratele său. Aveam așa în jur de 20 de ani. Bine, atunci era un trend. Toată lumea pleca în valuri așa mai mari. Cumva nu a fost o excepție nici fratele meu. El când a plecat nu era posibilitățile care sunt în timpul de față. Noi acum avem multe oportunități. Avem calea deschisă oriunde, ceea ce nu era pe timpuri. El nu știa sigur că o să ajungă în Franța, dar așa a fost soarta. Și s-a stabilit acolo deja, este cu familia, cu soția și 2 copii. Nu, pur și simplu, el atunci ilegal a plecat. El a stat undeva 7 ani jumate, el nu a fost deloc acasă. Pe urmă, domnul i-a venit la pașaport român și a venit și a depus cetățenia și domnul și a circulat liber. 7 ani nu l-ați văzut? 7 jumate. Cum au fost acești ani pentru dumneavoastră? Foarte grei. Atunci nici telefoane nu erau. Cum a fost reîntâlnirea după 7 ani și jumătate? Nu ți-l minte. Nu vă amintiți? Aveți emoții? Cum? Mi-a părut că parcă ceva s-a schimbat în mine, parcă ceva, gândurile mele, dar s-a întors invers. De la scârbă la bucurie, dar totodată și nu mi-a ajunjat aer să respir când l-am văzut. Le-a luat timp ca să se obișnuiască cu ideea că fratele Tatiane și al Svetlanei își construiește viața în Franța, dar dorul de el nu a dispărut niciodată. Chiar și în ciuda distanței, legătura lor familială a rămas puternică, iar fiecare întâlnire sau convorbire îi aduce împreună o emoție aparte. Îi ducem dorul. Pentru el nu a fost lovitura atât de mare cum a fost pentru sora mea, pentru că deja experiența fratelui cumva te duce într-o parte așa mai, nu chiar frumoasă, să zic așa, din punct de vedere emoțional.
Eu m-am gândit ca idee, dacă aș fi vrut și noi să plecăm undeva cu familia, dar nu am fost încă sigură să fac pasul ăsta, nu știu de ce. Eu sunt mai legată de patrie, sunt mai legată de cumva de sătucul ăsta, așa cum el e, poate lipsit de oameni, poate cu o infrastructură mai scăzută, dar eu am o legătură aparte sufletească față de el, mă leagă ceva. Deși familia Tatianei cunoscuse deja sentimentul de a avea pe cineva drag departe, plecarea Mezinei în Marea Britanie, această schimbare în dinamica familială i-a afectat, aducând cu sine un amestec de emoții și dor. Foarte greu. Eu cu speranță că o să rămân aici. Tot timpul când s-o nasc pe ea, păi nu prie, dacă ea erau doi, dar erau mai reșor și toți îmi spuneau: nu e nimic, e Mezina și o să fie la bătrâneță. Și cu părere de rău, bătrâneța s-o duce și ea departe. Bine, noi avem o diferență de 7 ani, dar pot să zic că suntem surori gemeni, pentru că noi am fost mai tot timpul, practic, împreună. Ea, de mică, a fost sub supravegherea mea, deja în adolescență, iarăși, cumva am locuit împreună. Când m-am căsătorit eu, deja ea, iarăși am locuit împreună, ea, până și în timpul de față, camera ei este numită camera ei, mergem în cameră la Lelea Tanța și cumva am păstrat mult chestii de ei care mă readuc în timp cumva și mi-amintesc de clipele petrecute împreună acasă. În familia soțului Tatianei, situația este similară, deoarece și frații acestuia sunt plecați, iar părinții au rămas de unii singuri în Moldova. Această realitate a adus cu sine o percepție comună despre distanța și absența celor dragi. 3 copii, 3 băieți, toți sunt plecați. 2 sunt în Marea Britanie, 1 în America. Am rămas singuri. Dar știți, cam toți odată plecat. Primul așa fiul mijlociu, dar așa spucea, mai venea, cam odată au plecat toți. Când m-am dus prima dată, așa am plâns, atât am plâns, mergeam cu mașina pe drum și le spuneam: cum trăiți voi aici? Cum trăiți după Moldova noastră? Cum trăiți aici? De acum, știți, când am plecat a doua, a treia oară, altfel am văzut. Da, ce să faci? Lor le bine, important să le fie lor bine. Cei dragi își amintesc și astăzi momentul când Tatiana a luat decizia de a pleca peste hotare. Ea este fire așa foarte pozitivă, știa așa cumva cu binișor, așa, uite, eu o să plec, poate pe o durată mai lungă, dar nu vă faceți griji, eu promit că noi o să ne vedem odată la 3 luni, eu neapărat o să vin, voi o să veniți încolo, ceea ce s-a întâmplat prima perioadă. Eu am fost la ea, ea venea mai des, maica mea pleca la ea. Lucrurile un pic s-au complicat când au apărut copiii, al ei și al meu băiețel, cumva ei au o diferență de 12 zile, deși nu se vede asta, cumva. Ea și-a dorit, ea de fiecare dată, de multe ori îmi zicea, încă când eram ambele adolescente, îmi zicea că eu știu că noi o să ieșim cu căruțul la plimbare ambele, eu știu că noi o să avem copii, la diferență foarte mică, ceea ce s-a întâmplat în timp. Dar că, mă rog, distanța își pune amprenta și nu prea am petrecut timp în maternitate împreună. La telefon ne auzim în fiecare zi, în fiecare zi vorbim. Dacă este excepție vreo zi, păi suntem cu gândul că ceva s-a întâmplat. Te gândești, ai pe scurtă perioadă. O plecat, o făcut bine, lasă-și caute copiii din viața lor. Da. Ce să facem? Primii au fost grei, porbă după naștere eu am fost 2 ori încolo, așa pe Mușanul ăsta am fost vreo 2 luni. Dar mă, ei ca copii, dar nepoții, mă, cresc departe.
Mi se întâmplă de multe ori când știu că au fost nepoții din Paris și au vizitat-o sau am fost și noi și am plecat deja și când o sunăm pe maica mea de acolo, o simt după ton și după voce că nu s-a mai oprit, nu i s-au mai uscat ochii de câteva zile, dar cred că asta este situația neplăcută în care suntem noi puși tinerii din Republica Moldova să ne lăsăm părinții să-și ducă povara bătrâneților de unii singuri și nu este o situație pe care ne-am dorit-o neapărat, am fi vrut să o evităm, doar că probabil realitatea ne impune să facem asta mai mult decât ne-am dorit-o. În acești ani petrecuți în Marea Britanie, Tatiana și Nicu au reușit să-și construiască un prezent sigur și să-și contureze un viitor stabil și frumos. Ei au învățat să valorifice oportunitățile oferite de această țară, angajându-se activ în comunitatea lor și în dezvoltarea profesională și personală. Aș putea spune cu inima deschisă că Marea Britanie mi-a oferit absolut tot ce căutam, cu excepția unui mare gol, care este dorul de oamenii dragi, lipsa oamenilor apropiați alături, tot elementul de socializare pe care noi îl avem aici, cu care suntem atât de familiarizați și tot ce ține de latura noastră spirituală. Asta ne lipsește cel mai mult. În rest, hrișca, mazărea uscată și peștele sărat îl găsim și acolo, locuri unde să călătorim și unde să mergem la restaurante sau la un suc sunt, joburi iarăși avem sau eventual ne descurcăm, doar că oamenii, comunitatea, căldura sufletească și interacțiunea cu ai noștri, ancorarea asta la un plai natal lipsește cu desăvârșire. Tatiana și Nicu și-au dorit să fie alături de cei dragi de sărbători, așa că de la aproape 2000 de kilometri distanță au planificat o vacanță specială în care să simtă iubirea și emoțiile unice pe care doar aceste persoane și locuri le pot oferi. O vrem să o facem de foarte mulți ani, foarte mulți ani n-am fost de Paște, adică chiar niciodată de când am plecat n-am fost anume de sărbătorile de Paște acasă. Și cam cred că câteva luni în urmă stăteam într-o seară și amândoi cu dor de casă. Cumva ne-am hotărât foarte rapid, așa cum e simplu să procur niște bilete, adică nu n-am fost mult să ne gândim. Ne-am bucurat, ne-am bucurat foarte. Este, de fapt, pentru noi însăși faptul de a reveni în Moldova, de a reveni acasă, este deja o sărbătoare, indiferent dacă se întâmplă în perioada sărbătorilor sau nu. Faptul de a fi în perioada sărbătorilor pascale acasă este, de fapt, o sărbătoare dublă, atât pentru noi, că avem posibilitatea să le oferim copiilor șansa de a se vedea cu verișorii, cu rudele și cu bunicii, cât și pentru ei, pentru că ne-au așteptat un an întreg și este un moment practic de dezghețare după o iarnă grea, singură și sumbră. Este și pentru ei o sărbătoare dublă. Așa, profităm de moment acum cât este pe loc să petrecem timpul la maxim. Și copiii, inclusiv verișorii, să se cunoască mai bine, să aibă posibilitatea de a se juca împreună. Din trei copii am rămas singuri, toți sunt plecați și așa. Ne bucurăm de scurtul timp, clipele cât vin să ne viziteze. Aceasta e plină. Suntem bucuroși, suntem fericiți. Știți cum eu zic, noi suntem cea mai nefericită generație de părinți, noi anume. Noi am fost lângă părinții noștri tot timpul și sărbătorile și la durere și la scârbă, dar noi singuri. Uite, un sentiment care nu pot să-l descriu, da? Adică e o bucurie cu dor și cu tristețe împreună luate, fiindcă te bucuri că ești acasă, într-același timp ți-e trist că nu poți fi mai des aici. Sunt multe chestii, nu pot să le descriu.
Mama Tatiana îi păstrează vie amintirile despre cum era sărbători Paștele în vremea copilăriei sale. Aceste amintiri sunt asemeni unor comori prețioase, transmise cu dragoste și atenție de-a lungul timpului. Paștele, sărbătorii aici unde fântână, au fost casa bunicii. Și noi, țin minte de mici, apoi mama ne lua tot nou, rochiță nou, încălțăminte, tot absolut nou, și fundițele noi erau. Și de Paște ne sculam dimineața și nu mâncam deloc. Ne spălam cu ou și cu pune, atunci erau, nu bănuță, dar se spune copiii ce este, rusești erau atunci. Și ne spălam și ne îmbrăcam cu tot nou și veneam toți la bunica. Și ne așezam toți la masă și pe urmă verișor dam alături la casa asta erau. Și dam un părinții să dușeau la cu părinții, dar noi copiii care ne grămădeam, aici ne jucam până seara târziu și era foarte interesant de Paște. Și a doua zi îi plecau așa cu o păsculiță, nu ca cu mamoia, e cu de asta un litru de vin, erau, dacă nu erau vreo 20 cu păhărul, să-mi custă la cât gustau și se duceau la iarbă verde pe urma doua zi, iar foarte, nu e moia nici de când o plecată de viață, eu așa Paște că n-am. Nu-i de comparat. Era lumea mai săracă, mai simplă, dar era mai multă căldură, mai uniți, mai se întâlneau de sărbători, dar acum, deci, dacă majoritatea tinerilor sunt plecați. Faptul că sunt împreună este mai mult decât suficient pentru a simți căldura și sentimentul de fericire în inimile lor. Pentru Tatiana și Nicu, bucatele pregătite cu atenție și dragostea vor completa această stare de bine, aducând amintirea tradițiilor și confortului din copilărie în atmosfera lor festivă de Paște. Noi nu suntem amatori de miel, dar maica mea este o foarte bună gospodină și ea de fiecare dată reușește să ne uimească cu deliciile casei. Are o poiată plină de păsări, de găini și de cocoși, la fel este și bunica Galea. De regulă, noi suntem de fapt niște norocoși, copilul nostru născut în Anglia are ambii bunici aici în localitate și noi când venim în vizită suntem puși în fața grelei alegeri de a merge la o bunică sau la alta, pentru că ambii ne așteaptă întotdeauna cu mesele pline și cu delicii din cele mai selecte. Bine că s-apropie. Dar de Paște regulă gătim carne de casă, care are un gust incomparabil cu orice alte produse din carne din țările unde stăm, din Anglia în cazul nostru. Încercăm să evităm consumerismul și să facem îndeajuns cum ar veni, de ajuns și de rămas, dar nimic în exces. Din Paște deosebit, recunosc. Cumva o să fie alt gust și la cozonac și la renumitele roșii și cumva vedem să combinăm timpul util și pentru maturi și pentru copii. Acestea vor fi sărbători adevărate că sunt copiii Tatiana cu Nicu și cu nepoțelul. O să simțim și noi că e sărbătoare. În prezent, Tatiana este studentă în Marea Britanie, având deja 2 ani de când și-a început parcursul într-un domeniu complet diferit față de cel cu care era obișnuită în Moldova. Fac business, nu pentru că asta ar fi ceva ce mă reprezintă, dar îmi dau seama că la un moment dat toate drumurile duc spre o afacere personală sau orice activitate care să te ajute să te dezvolți financiar, practic, pe tine sau... Da, și asta fac acum business. În acești ani de studii în Marea Britanie, Tatiana a observat cu atenție pe ce anume să pună accent în sistemul educațional britanic. Studiile în Marea Britanie sunt
aș spune, mult mai simplificate și accesibile pentru studenții din toate categoriile sociale, de proveniențe diferite și sunt adaptate la o categorie generală de oameni pe care îi unește scopul de a studia și de a învăța ceva nou, dorința de a studia ceva nou. Studiile mele sunt finanțate de guvern. Ori asta presupune că eu primesc o sumă de finanțare, cum ar veni, din partea acestei țări, din partea acestui stat, iar în momentul în care eu voi ajunge să generez profit pe baza acestor studii, eu mi-asum angajamentul de a întoarce o parte din finanțare pe care ei mi-o ofer acum pentru a-mi realiza visul de a face această facultate. Un antidot eficient pentru dorul de cei dragi sunt rețelele de socializare și tehnologia avansată. Aceste instrumente le permite să se vadă și să interacționeze în mod constant, oferindu-le un sentiment de apropiere și conectare, indiferent de distanța care îi separă. E, acum noroc de internet, de că îi auzi, îi vezi când dorești. Da, așa că vorbim. M-ați gândit vreodată că o să ajung așa timpuri? Nu. Noi, eu țin minte că înainte astea, fratele a mai plecat la armată, pe mama așa de tare, o retrăie 2 ani și tot îi spuneam, dar nu plânge, mama, las că azi treacă, vie că el a scris, tot e bine la dânsul, merge armata ușor, dar e totuși mama, era dor de dânsul. Dar să-mi spus cineva că eu să duc doar încă mai lungul de 2 ani, n-are să cred. Dat fiind faptul că nu am fost din vara trecută acasă, ne-am gândit că ar fi foarte frumos să venim alături de părinții noștri și respectiv bunicii copilului nostru ca să petrecem sărbătorile împreună. Să nu fie ei singuri și să fie și pentru noi o sărbătoare a sufletului. Dar acum de 8 ani, parcă este sărbătoare, parcă nu. Parcă merge pe alături. O vede Tania, mi-e dor de ceilalți. Așa e viața. Așa s-au schimbat timpurile și mergem înainte. Tatiana își propune să păstreze legăturile strânse cu cei dragi și să transmită aceste valori și copilului lor. Aș putea spune că mai am foarte mult de lucrat la acest capitol, pentru că al nostru copil a început să vorbească mai mult limba engleză, deși noi nu am stăruit pe asta. Noi am vorbit și cu el și între noi, am vorbit limba română și am încercat să-i o aducem, să-i o promovăm. A fost o alegere pe care el a făcut-o, a început să prindă mai mult din interacțiunile lui cu semenii și așa. Asta este un aspect la care noi vom lucra foarte mult și eu le garantez bunicilor, pentru că asta este întrebarea de bază. Mereu îi asigur pe bunici că al nostru copil nu va rămâne fără o limbă română vorbită corect, de asta mă voi ocupa eu personal. Încercăm să păstrăm legătura sau aceste rădăcini vii printr-o cât mai multă interacțiune și revenire la locul de baștină în Moldova. Doresc să petrecem cât mai mult timp împreună. Deși suntem în sectoare diferite, nu atât de departe, dar oricum copiii cumva îți pun careva bariere, dar nu poți să ieși atunci când dorești sau... Da. Își fac somnul, da, iau masa și independență de orarul copiilor, deja stabilim și noi careva planuri. Deși verișorii vorbesc limbi diferite, au găsit modalități de a se înțelege. Copiii se înțeleg foarte bine. Fetița mea, care curând împlinește 6 ani, când se supără pe frățiorul ei de 2 ani, zice că... Vreau la Patrick, da, vreau să mă joc cu Patrick, cumva educ micul Luca încă nu este conștient, da, de ce se întâmplă, Paula deja cunoaște, știe că verișorul ei e departe, dar își dorește foarte mult să se joace împreună.
Și da, Patrick vorbește mai mult în engleză, Paula leagă, deja se înțeleg în engleză bine, aș zice, pentru că așa, și se complimentează cumva, da, au vocabularul lor, da, în care se înțeleg foarte bine, aș zice, da. Sentimentul pe care îl trăiesc de când am revenit acasă, probabil nu necesită cuvinte foarte diferite pentru a fi descris, este un sentiment de revenire acasă. Mă simt acasă, mă simt aici unde s-au întâmplat atâtea lucruri, mă simt aici, acasă, de unde am pornit, spre lumea mare și este foarte, nu mai știu, nostalgic acest sentiment, pentru că mi-amintesc foarte bine când eram mică, vedeam aceste orizonturi care sunt teoretic în fața casei noastre. Și eu aveam impresia că acolo, unde cât ajungea privirea mea să cuprindă, aveam impresia că acolo se termină lumea, acolo este sfârșitul a tot ce există. Și acum, cumva, uitându-mă în urmă la viziunea mea de copil, îmi dau seama că orizonturile sunt, de fapt, mult mai extinse și mult mai largi și trebuie doar să avem curajul să pășim către ele și cu fiecare pas pe care îl facem, cu atât ele se extind și ne surprind cu noutăți și cu chestii interesante. Aceste câteva săptămâni petrecute în Moldova sunt un balsam pentru suflet pentru fiecare ce veniți de peste hotare, aducând o energie revitalizantă și un sentiment profund de conectare cu rădăcinile lor. Spiritual o să mă încarc cu energie, cred că, da? Încă cel puțin pe un an de zile și deja mai vedem. Vreau să iau cu mine, în primul rând, multe amintiri frumoase, multe poze, pentru că noi ne hrănim emoțional cu asta, o perioadă îndelungată, după ce ajungem acasă, chiar și copilului încerc să mereu să-i arăt de zeci de ori, probabil, pozele de acasă pe care le-am făcut cu bunicii, explicându-i ce s-a întâmplat, pentru că memoria lor nu este una permanentă acum, este în curs de dezvoltare și cu cât mai des revenim la aceste poze, cu atât mai des el retrăiește practic această experiență și cu atât mai mult îi rămâne în memoria permanentă deja aceste amintiri și se formează aceste legături, aceste conexiuni emoționale și spirituale cu ceea ce se întâmplă aici. Iar la plecare vor lua cu ei amintiri și bunătăți de acasă care nu pot fi cumpărate din niciun supermarket. Aceste mici comori, pline de semnificație și tradiție, vor fi surse constante de bucurie și confort în zilele petrecute departe de Moldova. Deja probabil vom lua ceea ce ne lipsește acolo. Asta sunt produsele făcute de părinții noștri cu mâinile lor. Vinul, carnea, orice fac ei pe lângă gospodărie pentru noi. Noi suntem practic binecuvântați să avem parte de asemenea daruri, daruri crescute, făcute, muncite de părinții noștri și să ne bucurăm de ele acolo peste hotare, pentru că de fapt asta ne lipsește cel mai mult. Ceva autentic, ceva produs aici, ceva care prin gust, formă și culoare să ne amintească de casă. Fiecare revenire acasă este o experiență plină de emoții în care bucuria revederii se împletește cu nostalgie și melancolie pentru momentele de despărțire. Îmi dau seama că cu fiecare revenire a noastră acasă, timpul și trecerea timpului își pune amprenta pe puterile mamei noastre și asta este destul de trist, dar este un proces natural pe care nu îl putem opri și încercăm să ne împăcăm cu acest gând și foarte mult sperăm că nu vom ajunge să într-o zi să regretăm alegerea pe care am făcut-o de a nu ne implica mai mult și de a nu participa mai mult la treburile casnice de pe aici.
Iar cu sora mea, de exemplu, comunicăm foarte des și revederea noastră este practic mai mult una fizică, pentru că în ceea ce privește ce se întâmplă, cum se întâmplă și așa, suntem, actualizăm în fiecare zi. Și dat fiind faptul că avem copii de aceeași vârstă, practic întotdeauna schimbul nostru de experiență și de este la ordinea zilei. Ori pentru noi revenirea noastră înseamnă doar să ne vedem, să ne pipăim, să ne îmbrățișăm. Trăim vremuri în care părinții, copiii și nepoții împărtășesc un vis comun, dar care este adesea complicat de realizat. Cu toate acestea, în pofida provocărilor, cei dragi găsesc mereu modalități de a păstra vii valorile și rădăcinile care se întind peste tot în lume. Determinarea de a rămâne fidel tradițiilor și conexiunilor culturale este o dovadă a puterii și a importanței legăturilor familiale și a identității lor într-o lume în continuă schimbare. Aș vrea tot timpul să fie așa. De asta, cu părerea de scurt timp, și eu mă deprind și când pleacă eu mai tare nu pot reveni un timp. Mi-aș dori ca toți copiii de aici și toți oamenii de aici să-și poată realiza potențialul. În primul rând, mi-aș dori ca lucrurile să se schimbe aici și poate noi, într-o bună zi, să ne dăm seama că aici e mai bine decât acolo și să putem reveni ca să punem și noi umărul, să participăm. Probabil cineva ar spune că acum e cel mai potrivit timp să facem asta. Din egoism sau din raționament, noi deocamdată hotărâm să mai stăm acolo. Și trăim în continuare cu speranța că vom putea reveni acasă într-o zi fără să ne pară rău că am lăsat ce am lăsat în urmă acolo deja. Uitați să ne scrieți dacă aveți istorii ce merită a fi auzite și văzute. La final, fiți fericiți oriunde v-ați afla, dar nu uitați să reveniți acasă.